1-2 se aude, da? Onorată audiență, aș vrea să încep de la ceea ce a spus domnul Sârbul, că nu există o lege perfectă și nu există un sistem de alegeri perfect, cu ceea ce sunt absolut de acord, dar vreau să vin și în acel context în care se întâmplă ceea ce se întâmplă acum în Parlament. Trebuie să ne amintim că în această țară au fost spălați 20 de miliarde de dolari prin sistemul corupt judiciar. Doar comisionul de vreo 5% din aceste 20 de miliarde de dolari este, iată, 1 miliard de dolari. Au mai fost fraudat sistemul bancar într-un sumă de 1 miliard. Deja avem 2 miliarde și aceasta este echivalent cu aproximativ un sfert din produsul intern brut sau este comparabil cu un buget anual a acestei țări. Sunt bani enormi, bani care au fost dilapidați, fraudați foarte ușor. Aceasta a putut să se întâmple doar în atunci când aceasta s-au făcut ori de către guvernanți, ori de persoane care au avut relații foarte aproape de acești guvernanți. Și atunci este clar că este un interes foarte, foarte clar a unui grup foarte îngust de persoane să se mențină la această guvernare, din ce cauză? Pentru că altfel vor fi atrași la răspundere. Adică scopul este principalul, cum se spune în România, padrubui licinai să rămâi la guvernare, ca să scăpi de pedeapsă.